Cu cât înțelegem mai mult karma, cu atât vom avea mai multă libertate. Suntem incredibil de norocoși că am întâlnit Dharma și că avem ceva idee despre karma. Înainte de asta, am bâșbuit ca orbi încercând să fim fericiți, fără să înțelegem cu adevărat cauzele fericirii și ale suferinței și fără să înțelegem de ce lucrurile merg prost, în ciuda tuturor încercărilor noastre. Acum avem calea perfectă, infailibilă, de a ieși din suferință. Putem vedea că toată fericirea pe care o trăim este rezultatul faptelor bune pe care le-am făcut în trecut și că toată suferința pe care o trăim vine din faptele rele pe care le-am făcut în trecut. Când vedem acest lucru clar, știm exact ce trebuie să facem pentru a corecta situația. Ce minunat! Prin simplu fapt că înțelegem karma și evităm ceea ce duce la suferință, avem la îndemână cunoașterea sursei întregii fericiri și mijloacele de a face din fiecare acțiune cauza fericirii viitoare. Datorită acestui lucru suntem incredibil de liberi. Nu am fost niciodată liberi înainte. Am încercat să obținem fericirea, dar ignoranța noastră ne-a condus exact la rezultatul opus. Tot ceea ce am făcut a fost defectuos. Dar acum putem semăna semințele fericirii cu fiecare acțiune. Înțelegând cât de liberi suntem, ar trebui să simțim o mare bucurie. Când aflăm prima oară despre karma, am putea crede că datorită karmei noastre anterioare, tot ceea ce experimentăm este premeditat și, prin urmare, nu avem deloc liberul arbitru. De fapt, numai atunci când înțelegem karma, știm cum să ne transformăm acțiunile și să ne eliberăm din închisoarea samsarei, închisoarea suferinței, din închisoarea afecțiunilor mentale și a iluziilor.